Bună ziua! Mă numesc Sorina Stoian și mă bucur să ne reauzim pentru a continua lecția metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Astăzi vom discuta despre metoda comparației și metoda figurativă. Metoda comparației constă în a compara două situații diferite, în a elimina una dintre necunoscute și a o determina pe cealaltă. După aceea, urmează să revenim în relația problemei pentru a determina și necunoscuta eliminată inițial. Pentru a ilustra această problemă, am ales pentru început un exemplu foarte simplu, și anume, știm cât costă 4 creioane și 5 carioci împreună, adică 81 de lei, și 6 creioane și 8 carioci, care costă împreună 115 lei. Întrebarea constă în a determina cât costă 2 creioane și 3 carioci împreună. Observăm că cele două relații ale problemei au cantitățile 4 și 6 creioane, respectiv 5 și 8 carioci. Dacă scădem cele două relații, vom obține exact ceea ce ne cere problema, adică din 6 creioane scădem 4 creioane și obținem 2 creioane. Din 8 carioci scădem 5 carioci și obținem 3 carioci. Și din 115 scădem 81 și obținem 34 de lei. Astfel putem răspunde la întrebare. 2 creioane și 3 carioci vor costa împreună 34 de lei. Însă, vă atrag atenția că nu toate problemele sunt la fel de simple. Și pentru a vedea acest lucru, vom parcurge împreună următorul exemplu. Exemplul constă în a rezolva problema care spune că 8 kg de pierzi și 18 kg de mere costă împreună 102 lei. 8 kg de pierzi și 27 de kg de mere costă împreună 129 de lei. Cât vor costa 2 kg de pierzi, respectiv 3 kg de mere? Bun. Pentru a răspunde la această întrebare, procedăm în felul următor. Scădem cele două relații. Din 8 kg de piersici, când scădem 8 kg de piersici, nu mai rămânem cu nimic. Din 27 de kg de mere, când scădem 18 kg de mere, vom rămâne cu 9 kg de mere, care vor costa 129 minus 102, adică 27 de lei. Astfel, am aflat că 9 kg de mere costă 27 de lei. Repet. Deci, 1 kg de mere va costa 27 împărțit la 9, adică 3 lei. Problema ne întreba cât costă 3 kg de mere. Păi 3 kg de mere costă 3 ori 3, adică 9 lei. Determinăm apoi cât vor costa 8 kg de piersici. 8 kg de piersici vor costa 102 minus 18 ori 3. Pentru că ne ducem în prima relație a problemei și înlocuim. Știm că 8 kg de piersici, 18 kg de mere împreună costă 102 lei. Deci, 8 kg de piersici vor costa 48 de lei, rezultat obținut în urma efectuării calculului pe care tocmai l-am scris. 48 împărțit la 8 egal 6, adică prețul 1 kg de piersici. Deci, 2 kg de piersici vor costa 12 lei. Am rezolvat astfel împreună încă o problemă cu ajutorul metodei comparației. O altă metodă de rezolvare a problemelor, metoda aritmetică, constă în metoda figurativă. Această metodă este o metodă pe care voi, dragi elevi, o apreciați și o aplicați cu drag în rezolvarea problemelor, pentru că voi reușiți foarte ușor să transpuneți limbajul matematic în limbaj grafic, cu ajutorul segmentelor,
De fapt, la asta se referă metoda figurativă. Pentru a ilustra această metodă, am ales câteva probleme pe care vă propun să le rezolvăm împreună. O primă problemă care apelează la metoda figurativă pentru a putea fi rezolvată este următoarea. Ana are cu 955 de lei mai mult, decât Maria. Dacă împărțim suma Anei la suma Mariei, obținem câtul 5 și restul 3. Aflați ce sumă are fiecare dintre cele două fete. Bun, haideți să rezolvăm. Deci ce nu știm? Nu știm suma Anei și nu știm suma Mariei. Dar știm că Ana are clar mai mult. Și dacă împărțim suma Anei la cea a Mariei, obținem câtul 5 și restul 3. Asta înseamnă că Ana are de 5 ori mai mulți bani decât Maria și încă 3 lei. Iar Maria are mai puțin, adică un singur segment. De asemenea, mai știm că acest 955 reprezintă suma pe care Ana o are în plus. Deci tot ceea ce am reprezentat grafic în plus reprezintă suma de 955 de lei. Vom rezolva acum cât reprezintă un segment. Pentru acest lucru, din 955 scădem 3, da, acest 3, și împărțim la câte segmente egale avem. 1, 2, 3, 4. Și împărțim la 4. Adică, rezultatul final este 952 împărțit la 4, adică 238. Deci, Maria are 238 de lei. Ana are cu 955 de lei mai mult. Deci, Ana are 238 plus 955. În total, 1193 de lei. În speranța că ați înțeles cum am rezolvat această problemă, o să trecem la următorul exemplu. Următorul exemplu spune că în două depozite avem 3533 de jucării. Numărul jucăriilor din cel de al doilea depozit este mai mic, pentru că tot problema spune că împărțim numărul jucăriilor din primul depozit la numărul jucăriilor din al doilea depozit, obținem câtul 6 și restul 5. Deci, reprezentarea grafică a problemei va fi următoarea. În depozitul 2 avem un segment care reprezintă numărul jucăriilor de aici, iar în depozitul 1 avem de 6 ori mai multe jucării, pentru că spune problema că obținem câtul 6 și încă 5. În total sunt 3533 de jucării. După ce am reușit să facem această reprezentare grafică, rezolvarea este imediată. Un segment are valoarea 3533 minus 5 împărțit la 7, pentru că în total avem 7 segmente de lungime egale, adică 504 jucării aflate în al doilea depozit. În primul depozit vor fi diferența, adică 3533 minus 504, adică 3029 de jucării. Din lumea jucăriilor, m-am gândit să vă duc și pe teren, în viața de zi cu zi. Pe teren știm că avem o grădină dreptunghiulară, înconjurată de gard. Lungimea acestui gard este 428 de metri.
Ce înseamnă de fapt lungimea gardului? Pe lungimea gardului înseamnă nimic altceva decât perimetrul dreptunghiului. Cu această ocazie vom recapitula și perimetrul dreptunghiului. Perimetrul dreptunghiului se calculează ca 2 înmulțit cu lungimea plus lățimea. Deci, lungimea gardului va fi 428 de metri. În concluzie, am aflat o primă relație, că lungimea plus lățimea terenului este egală cu 428 împărțit la 2, adică 214 metri. Trecem mai departe. Mai departe, problema spune că lățimea terenului este cu 4 mai mică decât lungimea lui. Aici intervine metoda figurativă. Avem lățimea și lungimea. Lățimea o reprezentăm printr-un segment, iar lungimea este cu 4 mai mare, pentru că dacă lățimea e cu 4 mai mică decât lungimea, obținem imediat că lungimea e cu 4 mai mare. Și știm că împreună cele două dimensiuni au 214 metri. Vom afla acum cât este un segment. Un segment are valoarea 214 minus 4 împărțit la 2, adică 105. Deci, lățimea terenului este 105 metri, iar lungimea sa este 109 metri. Problema ne cere să aflăm perimetrul unui teren în formă de pătrat, a cărui latură măsoară cât lungimea dreptunghiului. Deci, latura pătratului, terenului în formă de pătrat, este egală cu 109 metri. Vom obține, deci, că perimetrul pătratului este egal cu 109 înmulțit cu 4, pentru că știm că perimetrul unui pătrat are formula de 4 ori latura, rezultatul fiind 436 de metri. Astfel, am îmbinat metoda figurativă cu formule de geometrie, de fapt, cu nimic altceva decât aflarea perimetrului unei suprafețe. În speranța că lucrurile sunt înțelese, mi-a părut bine că am realizat aceste lecții pentru voi, sper să vă fie de folos și ne revedem cu drag la următoarea lecție. La revedere!